Bine ați venit pe canalul Jasmina Show! Mai pe scurt, noi când am fost în Bulgaria, am găsit în magazin băuturi Mars, Bounty, Snickers și M&M's. Și atunci când ne-am întors acasă, ne-am gândit să facem un challenge. Mystery Box. Cu băutură, cu înghețată și cu ciocolată de același nume. Mars, Snickers, Bounty sau M&M's. Așa că astăzi facem acest challenge. Și cu noi mai este un oaspete care se numește Victoria, care are și ea canal de YouTube și nu este singură acolo. Canalul de YouTube se numește 3 plus 1. Cea una este ea. Iar cei 3 cavaleri, ok, vă puțin vă deschid secretul, sunt niște băieți foarte tari și cu ei puteți face cunoștințe dacă intrați în linkul de mai jos. Asta e. Și astăzi vrem să jucăm în 3, în acest Mystery Box. Vom pune un produs, spre exemplu Mars, înghețată, băutură sau ciocolată. Și cine va alege ciocolata, noi nu știm unde va fi, acela a câștigat un punct. Asta. A câștigat un punct. Mulțumesc, mă mică. Da. Și vor fi câteva etape. Cine a câștigat cele mai multe puncte, acela a biruit. Cine a adunat. Da. Iar restul vor avea posibilitatea să guste din înghețata și băutura M&M's, Mars, Snickers și Bounty, da? Da. Ok. Mamica deja ne-a pregătit cutiile, noi nu știm ce este în ele. Așa, Jasmina va alege prima cutie, iar noi doi vom lupta pentru cel care va alege a doilea, da? Noi cu Victoria. În runda a doua va alege prima Victoria și noi vom lupta pentru al doilea rând, sau nu știu cum să spun. Al doilea loc, da. Da. Și tot așa mai departe. Ok? Jasmina, alege cutie. Și trage lângă tine. Și trage lângă tine. Eu cred că este... Ciocolata este? Unde crezi tu? Da. Cutia care e... Fața ta, da? Trage lângă tine. Nu, deschide până ce? Hai, acum, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu aleg... Pe fiecare din fața lui? Să te rămas aceea. Da, așa să mergem. Ok, deschidem acum. 3, 4. Băutura. Yeah! Nu bine că nu, ciocolată. Nu e. Te-a șmecherit, yeah, este înghețată. Iată cine a primit punctul. Yeah. Originalul este la Victoria, Snickers, ciocolată. Acum da? Sunt multe originale. Da, multe. Sucul, adică băutura, este la Jasmina și acesta este înghețată, așa că seamănă cu ciocolata. Da. Bine, eu cred că voi ciocolata știți cum este la gust, așa că vă dau acum un cuțit și voi o să împărțiți înghețata și o să beți cât e o gură de suc, da? Da. Așa, voi aveți fiecare cât e un pai, se și-o stai înghețata. Așa. Seamnă foarte bine ciocolata. Wow! Are și arahide, da? Da, e ca... Exact. Doar că are înghețat acolo. Aici scrie că de o mandei de făcut așa. Bine, hai mai întâi gustați înghețata, nu? Luați înghețata. Să și spuneți dacă seamănă gustul cu ciocolata sau se diferă. Seamănă cu Snickers-ul. Da. Ție nu-ți place, așa? Nu spune, nu vrei. Dar spune, nu-i place Snickers-ul. Bine. Puteți să nu mâncați până la urmă, puteți să puneți înapoi ca să nu fie prea mult dulce, dacă vreți să terminați cum vreți. Jasmina, deschide acum băutura. Ai mesicat-o bine, da? Da. Puneți fiecare paiul și... Și gustați. Puneți paiul, eu prima. Hai. Nu spune nimic. Victoria, hai tu. Și cum e? Mie îmi pare că asta e cacao, parcă. Da, da. Așa aș zice și eu. Nu seamănă cu... Poate că am gustat de dulce și... Asta e mai puțin dulce? Da, gustul de arahide simte? De nucșoare, nu? De caramelă, nu? Eu mantea... Nu, de caramelă nu, de arahide, da, poate. Eu am simțit mantea ca cacao, apoi puțin arahide. Înseamnă că se diferă, da, de ciocolată? Diferă. Dar înghețata e mai aproape, da? Da, înghețata chiar e tare gustată. Bine, înseamnă că a fost delicioasă această rundă.
Da. Următoarele tot o să fie delicioase și punctul merge în această rundă la Victoria. Victoria. Deschideți ochișorii. Eu am pregătit de acum cutiile misterioase. Și acum alege prima cine? Victoria. Hai, Turița. Care culoare vrei tu? Care îți face de ochi ție? Aceasta. Din mijloc. Bine. Și acum voi, 1, 2, 3, aflați cine este al doilea care alege. 1, 2, 3. Este! Și eu iau... Hai să mă schimb. Eu am vrut aceasta. De fapt... Sunteți gata să deschideți? Victoria trebuia să aleagă asta că nu-mi făcea de ochi, nu știu, mie. Dar hai să vedeți. Dar ce n-ai luat-o pe dânsa? Nu știu, am uitat. Dar hai să vedem, poate vrei vreo acolo să fie ceva bun. 3, 4. Wow, ce super interesant! Victoria are de acum două puncte, două baluri! Ai bounty, da, aveți bounty, ciocolatele. La Rasmina este băutura bounty, de să vedem, desigur este exact ca și pe ciocolată. Și la Tăticu este înghețată, ice cream bounty, da? Da. Bine, înseamnă că Victoria are două, acum gustăm, da? Da. Hai să mai întâi băutura, că aveți paruri de acum lângă voi. Ah, hai. Deci primul gustăm? Hai toți împreună, hai. Cap acolo paiurile, toți trei împreună da. Dată. Așa, puneți-o și a 3-4 trageți. E foarte bun, dacă nu vă puteți opri. Gata, e gol în sticlă? Ah, da. Ah, mai este, mai adânc eu. Hai, gata, mai lăsați și mie. E foarte bună, da? Da, e gustos. Hai, spuneți, la gust cum e? E asta mai aproape. Ne-am ingestit de... De cocos, da? De mare. De mare. Are gust de cocos, da? Da, cocos se simte bine. Mm-hmm. Înseamnă că bounty este mai aproape de ciocolata originală, da? Da. Voi vă țâțurați, așa e bine. Hai, ok, de să tăiem. Ia uite-ți. Îmi luată foarte bine. E albă de rior. Da, ia uite-ți. Eu cred că niciodată e mișcată cu cocos, mă gândesc, îmi parcă seamănă. Ok, așa, hai gustați. Gustăm. Like. Puneți like acum, că e chiar bun. Are gustul, da, e bun, eu știu că e bun, dar are gustul de bounty. Da. Da, bounty înghețat. Bounty înghețat, da? Da. Foarte bun. Mhm. Super! Deci văd că vouă nu vă este trist, chiar dacă nu aveți niciun punct, voi, da? Da. Dar Victoria astăzi are succes dublu și mănâncă bun și are și încă baluri, da? Da. Deci avem încă două runde, așa că totul se poate schimba. Cutioarele sunt gata. Deschidem ochii. Ați dormit de acum? Cine primul alege? Sau prima? Eu. Acum e rândul tăticului, da? Tăticule, ai ocazia acum să aduni un punct. Să acumulezi un punct. Iată pe ce asta. Unde băutul? Punctiorul meu, punctior. Hai acum voi la 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, hai încă o dată. 2, 3. Și prima este, a doua este Jasmina. Eu am ales aceasta, aceasta. Mm, hai. Strategie. Așa, sunteți gata să deschideți. 3, 4, deschidem. În sfârșit ceva s-a schimbat, da? Păi mi-a făcut eu așa și mă gândeam la mine, ați fi. Așa, deci, avem aici Mars, ciocolatie. O ciocolată, avem Mars băutura și avem Mars ice cream. Punctul merge la tine, Sergio, tăticule. Da. Da? Ai un punct și tu. Deci, gustăm mai întâi băutura? Da. Ia să vedem, e gustos? În trei era mai gustos. Da? Chiar că în trei cu prietenii mai gustos. Ah, ce gustos! Gata, Jasmina! Ok, bine, ați băut, văd că cu poftă. Spuneți-mi cum e la gust. Seamănă? Seamănă cu Marsul. Nu seamănă de gustos. Seamănă ca ciocolată.
Nu seamănă cu Mars, așa? Nu prea. Mai mult de ce cocos o seamănă, dar seamănă. Asta mai mult seamănă cu Mars și cu bir, că eu am câștigat. Ok, hai să gustăm înghețat acum, nu? Da. Uite așa. Uitați-vă cum arată el în curge interior. Curge caramela. Curge deja? Mhm. Hai, gustați. Victoria? Hai spune ceva, sau gura e plină, așa. Puteți vorbi. E foarte gustos. Gata, eu nu întreb dacă e gustos, eu am intenția, eu sunt curioasă să aflu dacă seamănă cu ciocolata originală sau nu, nu că e gustos, eu înțeleg că e gustos, că e înghețată și nu poate nu fie gustoasă. Dar seamănă cu Mars original sau nu seamănă gust? Seamănă, înghețatele până acum o seamănă toți și asta așa. Uh-huh. E clar. Mă bucur că ați înțeles intenția mea și curiozitatea mea, nu? Trecem la ultima rundă, nu? Probabil. La M&M's. Gata, dragii mei? Eu am pregătit totul. Cine zice acum prima? Eu. Jasmina. Uh-huh. Bine, iubita, hai. Eu măcar un punct. Și acum te întorci de la început. Spre început. Și al doilea? Va fi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Bravo! La Victoria! Victoria! Al treilea punct e al tău sau nu? Ia să vedem! Și la 1, 2, 3! Și Victoria îi amărție! Wow. Victorie! Da. Ce înseamnă numele, da? Dacă te numești Victoria. Tu n-ai M&M's. Ce s-a întâmplat oare? Așa e mystery box. Da. Apropo, dragii noștri, ca atare, noi am căutat înghețat M&M's în magazine și nu am găsit. Așa că am luat Vix, dar oricum scopul jocului să adunăm originalul, da? Original. Și originalul este, băutura este. Dar o să gustați astăzi cum este înghețat Vix. E interesant. Nu? Da. Așa. Deci, punctișorul merge la Victoria și ea este învingătoarea acestui challenge. Da? Mm-hmm. Iar acum să gustați aceste băuturi. Eu văd că canalul 3 plus 1 a început să crească. Voi sunteți divine, sau? Voi chiar vă abonați. Bravo! 3 plus 1! Haideți să ajung mărind la 11.000 sau la 1.000.000. Depinde de voi. Hai. La 100.000 până ce, da? La 100.000. Până la anul nou 100.000. Da. Hai să vedem. Dragii noștri, noi suntem 800 ceva de mii. Putem să-i ajutăm, să-i încurajăm ca până la anul nou 3 plus 1 să aibă 100.000 de abonați. Da, exact. Vă rugăm foarte mult, de-asta rog și tot frumos să se abonieze, vă da? Vă rog frumos, să abonați pe canalul 3 plus 1. Da. Ok. Și noi hai să gustăm, să vedem ce avem aici în față. Da, mai întâi să prezentăm. Așa, M&M's-ul. M&M's-ul băutura. Și Twix-ul ciocolata. Înghețat, apropo. Sorry. Sorry. Gustăm băutura, să vedem cum este. Și poate măcar aceasta să seamene cu M&M's-ul. Până ce celelalte nu prea o seamănă, în afară de Bounty, da? Da, Bounty. Gata, eu am înțeles. Eu am așa o senzație că totuși în Snickers, Mars și M&M's e aceeași băutură. Doar că ambalajul este diferit. Da? Da. Tot așa că e Victoria. Da, mai mult ciocolată. Mie îmi pare că seamănă puțin ca prima băutură. A, seamănă cu gustul de cacao, așa? Da, da. Cu gustul de cacao. Da, interesant a făcut ei. Bine, hai să vedem, dar cum este la gust înghețată Twix, caramela. Uh-huh. Deci, să tăiem în trei. Nu, Twix-ul. Hai în patru. De ce în patru? Și pentru tine. Wow, mulțumesc! A ajuns dulcele la creier, da? Bare. Ca să mă gândiți la mine. Eu să vă zic ceva, nu doar caramele. Acolo văd că sunt micuțe buline.
Da, da, ia privit, interesant. Și am văzut pe pachet acolo, arătau micuțe buline așa. Ciocolată și înăuntru ceva așa. Hai să vedem, uite-te. Aceasta e înghețată neobișnuit, are și caramel acolo. Și într-adevăr are. Hai, gustăm. Hai să gustăm. Seamănă cu Twix-ul. Așa-i? Sau poate eu n-am mâncat de mult. Seamănă. Da? Da. Dar e neobișnuit la gust. Da, seamănă. În orice caz, înghețata este cu mult mai aproape de original, de ciocolată, decât băutura. Băutura este undeva departe, departe. Doar ambalajul seamănă foarte mult, dar băutura în interior este cu totul altceva, da? Ok, și câștigătoarea la acest challenge este... Victoria! Victoria este victorioasă! Da! Așa e. Și Victoria îi aparține ei! Și... Trebuie să puneți like! Și să apăsați pe clopoțel și să vă abonați pe canalul meu, Jasmina Show. Și la 3 plus 1. De curând! Pa, pa, pa! Da! Pa, pa!